cea mai mare greșeală pe care poți să o faci. Salutare, dragii mei, bine ați venit la mine pe canal, eu sunt Andreas Bălan și astăzi o să vorbim despre ceea ce eu consider că este o pomană din partea statului, și anume fonduri guvernamentale și fonduri europene. Am fost întrebat și răs întrebat pe TikTok, pe Instagram și în grupurile mele de prieteni ce cred eu sau care este poziția mea privind aceste fonduri guvernamentale, cât de ușor se iau și așa mai departe. Personal, îți spun că nu am avut niciodată contact cu nimic din ce a însemnat fonduri guvernamentale sau fonduri europene. Cel puțin nu contact în mod direct, în sensul că n-am aplicat eu sau n-am făcut eu procedurile de rigoare pentru a primi aceste fonduri. Însă am o grămadă de cunoștințe care au făcut-o și trăind de 4 ani de zile în domeniul ăsta al business-ului și al antreprenoriatului, discutând cu niște oameni foarte, foarte șmecheri din România, care știu cu ce se mănâncă această industrie, pot spune că mi-am făcut o oarece impresie despre tot ce înseamnă chestia asta de fonduri guvernamentale, fonduri europene, practic bani pe care tu îi primești din partea statului pentru a deschide o firmă. În primul rând, hai să vedem un pic despre ce este vorba în aceste fonduri. Practic, tu aplici cu un dosar bazat pe un plan de afaceri cu niște anexe, niște contracte, niște condiții, bla bla bla, la aceste fonduri europene și te încadrezi în funcție de planul tău la o anumită sumă pe care tu o primești prin bănci cumva din partea statului. Acești bani sunt meniți să te ajute pe tine să-ți lansezi un startup, adică o afacere la început de drum. Se presupune că de principiu aceste fonduri sunt nerambursabile, în ideea în care statul acoperă 100% din riscul pierderii acelor bani. Planurile acestea nu ți le redactezi tu singur, le faci prin parteneriat cu un avocat, un jurist sau un expert consultant care după aia îți depune dosarul la instituțiile speciale pentru așa ceva, în vederea aprobării acestora. De principiu, o chestie sănătoasă și bună, de unde oamenii pot să facă niște bani pentru a-și lansa un business. Dar acum haideți să vorbim practic, care e faza cu aceste fonduri. În primul rând, dăm voie să spun că ele sunt alese după ureche. Din păcate, statul, în România în care trăim, România asta așa cum e ea, nu are niște criterii bine definite de alegere a trimiterilor acestor bani. Ce vreau să spun cu chestia asta? Oamenii nu știu exact de ce primesc sau de ce nu primesc bani din fonduri europene. Am văzut planuri de afaceri a unor firme extraordinar de bune și solide, care aveau deja vechime, care puteau să crească dacă primeau fonduri guvernamentale, care nu au primit aprobarea în schimbul unor ferme de struț sau de ouă, de creștere de ouă, de prepeliță. Ouă de prepeliță, dragilor. O grămadă de astfel de idei care n-au niciun fel de noimă și lăsând la o parte ideea în sine, o grămadă de planuri de afaceri de 2 lei care nu pot garanta sub nicio formă numărul de angajați pe care ei l-au promis acolo, dar care primesc fonduri foarte mari din mai multe considerente, despre care nu vreau să vorbesc acum. Bun, prin urmare, este foarte greu să redactezi un plan în speranța reală de a primi aceste fonduri. O altă foarte mare problemă a acestor fonduri este că ele nu se dau niciodată la timp. Statul abia acum a început să dea fondurile pentru planurile care au aplicat anul trecut, care au stat până la 14 luni pentru a-și primi fondurile. Eu am o rudă de gradul 1 care a aplicat la fonduri europene și care le-a primit abia acum și încă nu a primit toată suma întreagă. El a câștigat undeva la vreo 35.000 de euro și a primit doar vreo 15.000 până acum, urmând să-i primească în următoarele 6 luni, i s-a comunicat abia acum. Prin urmare, o prostie, pentru că un an de zile, dacă tu debazezi pe acea afacere, tu ce faci? Și acum cea mai mare problemă pe care eu o am cu aceste fonduri și care consider eu că este cea mai mare greșeală pe care poți să o faci, indiferent cât de rambursabile sau nerambursabile sunt aceste fonduri, este următoarea. Tu nu ai experiența antreprenorială, tu nu știi nici măcar să cumperi mai ieftin și să vinzi mai scump. Da, asta face toată lumea. Dar toată lumea, mai puțin tu, care nici măcar n-ai fost în piață, să vezi cum funcționează acest cumpără mai ieftin și vinde mai scump, fie și prin OLX, fie și prin sâmsărie de asta ieftină. Ce te face pe tine să crezi că dacă tu primești 50.000, 80.000, 100.000 de euro din partea oricui, nu contează, tu vei reuși să-i multiplici. Ideea unui business este să multiplice investiția inițială. Dacă ai investit 100.000, tu în timp să scoți 150, 200, 300, 500.000 de euro. Deci te întreb din nou, ce te face pe tine să crezi că reușești la sumele astea să multiplici? Nu e ca și cum primești 5.000 de euro să investești în ceva mic, local, ca după aia să crești. Primești până la 40, 42.000 de euro pe mână dintr-o bucată, astfel încât tu să poți să-ți construiești o afacere. Dar din păcate, pentru tine, afacerile înseamnă mai mult decât să ai bani, înseamnă să ai cunoștințe antreprenoriale. Ori dăm voie să te întreb, tu câte cunoștințe antreprenoriale ai ca să poți să gestionezi 40.000 de euro? Ok, o să spui că nu e atât de greu și că planul e bine făcut și că tu o să te ții de el și că de asta ai lucrat cu o firmă de consultanți și că nu știu ce și că nu știu cum. Dragul meu, un antreprenoriat, la fel ca și în orice în viața asta, socoteala de acasă nu se pupă cu cea din târg. Din păcate, acele planuri sunt foarte greu de urmat. Tu acolo trebuie să garantezi minim un salariat sau 2 sau 3, nu știu exact care sunt condițiile, dar trebuie să ai un angajat cu normă întreagă.
tu nu știi să faci chestia asta pentru că tu nu ai skill-uri de lider. Să citești 21 de legi ale liderului sau cadranul banilor sau toată bogatata sărac nu te fac antreprenor de succes și cu atât mai puțin un lider bun. Și dacă printr-un miracol primești banii ăștia, tu îi vei pierde. Îți garantez chestia asta, pentru că nu există, statistic vorbind, în România 100 de business-uri care prin fonduri guvernamentale să atingă marele succes sau măcar să fie în stare să-și acopere investiția în primul an de zile. Este o statistică dată de Registrul Comerțului care se ocupă de divizia startup-uri în România, business-uri la început de an, lansate de un an de zile, adică. Prin urmare, și dacă fondurile astea sunt cât se poate de reale și chiar e pe bune chestia asta că poți printr-un dosar făcut de nu știu ce expert și nu știu ce să primești fonduri, nimic nu-ți garantează după aia succesul. Aici foarte mulți șmecherași de ăștia care depun dosare vin după aia și spun: a, ca tu să poți să-l implementezi, să te ții de ce scrie acolo, angajează-ne pe noi, plătește-ne cu 10.000 de lei pe lună să-ți facem noi planul mai departe. Ori acei 10.000 pe lună nu era un planul de business, nu era un planul financiar. Acum, aia care sunt foarte șmecheri îl pun acolo de la început, cheltuiala pentru ei. Dar asta se întâmplă foarte rar și chiar și așa nimic nu-ți garantează că tu, un om fără experiență în domeniul de business, poți să reușești să gestionezi astfel de bugete. Păi da, mă, dar cât de greu poate să fie? Foarte greu. Foarte greu. Oamenii, dacă nu au experiență antreprenorială, riscă să pierdă și dacă investesc numai 1000 de euro. Da, păi 40.000, 20.000, 30.000, 100.000, nu contează. Și acum nu vorbesc, atenție, nu vorbesc doar despre fonduri guvernamentale, fonduri europene și mai știu eu de care, bani de la ONG-uri, de la business angels. Vorbesc despre orice înseamnă surse externe de bani pe care tu o primești pentru a investi într-un business, tu neavând experiență să faci business la nivel mic. Mulți oameni spun că e bine să te angajezi înainte de a face un business în domeniul respectiv pentru că așa câștigi experiență dinăuntru și mai ești și plătit pentru asta. Acum nu vorbesc neapărat despre o angajare și nu știu dacă asta este soluția, dar cred că dacă nu ai niciun fel de experiență, este bine să începi cu un business mic. Crește-l pe ăla și după aia încearcă să obții o finanțare pentru acel business sau reprofilează-te pe altceva, dar măcar să ai tu niște sisteme antreprenoriale. Dacă tu nu știi nici măcar ce la un SRL, cât de importantă este contabilitatea, care sunt taxele în România, dacă nu ai nicio noțiune de marketing și dacă nu înțelegi psihologia de cumpărare a clientului, degeaba vinzi, degeaba ai planuri, degeaba îți faci, degeaba îți depui dosarul și degeaba intri în piață și vinzi, dacă tu nu ai noțiuni de bază. Prin urmare, frumoșilor, aveți grijă ce faceți cu banii, mai ales dacă nu sunt ai voștri, pentru că este foarte, foarte, foarte greu să gestionezi sume de bani mari dacă tu n-ai fost tare să gestionezi sume mici de bani. Să investești într-un business 50.000 de euro, indiferent de sursa din care au venit acei 50.000 de euro, este, după părerea mea, cea mai mare greșeală pe care poți să o faci. Nu merită să investești dacă știi că riscul de a pierde este foarte mare. Și să spui: păi da, dar nu sunt banii mei și atunci riscul merită. Da, dar tu o să intri în registrele fiscale ca fiind un om care nu poate să gestioneze bani. Mult succes în a încerca să aplici după aia pentru orice fel de credit pe orice fel de sumă. Soluția alternativă este să încerci să faci rost de bani din surse proprii, 1000, 2000, 3000, 5000 de euro, zi 10.000 de euro în cel mai rău caz și să faci ceva cu acei bani. Riscurile sunt mai mici, emoționalul tău, pentru că sunt banii tăi, este mult mai bine controlat, pentru că altfel investești cu banii, că știi că sunt ai tăi și sunt munciți de tine, iar rezultatele sunt mult mai realiste dacă investești cu o sumă mică. Acesta a fost videoclipul, dragilor. Dacă ți-a plăcut și dacă vrei să mai vorbim despre astfel de subiecte, spune-mi în comentarii ce altceva ai vrea să mai înveți din domeniul de business. Nu uita să lași un like, să apeși clopoțelul, bla bla bla, să primești notificare. Anyway, ideea este să rămânem conectați pentru a putea să livrăm cât mai multă calitate și pentru ca voi să puteți să vă dezvoltați cât se poate de mișto. Bun, weekend fain în continuare, săptămână minunată și spor la bani și atenție cum îi cheltuiți. Cheers!